Și polițiștii hunedoreni de la Departamentul Economic au avut o zi plină. În cadrul unei investigații privind combaterea evaziunii fiscale în municipiile Deva și Brad, au dat amenzi de 168.000 de lei și au confiscat 1.000 de lei, bani încasați de la clienți și pentru care comercianții nu au eliberat bonul fiscal. La data de 7 august, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Hunedoara au desfășurat o acțiune pe linia combaterii evaziunii fiscale și a comerțului ilicit cu produse alimentare și nealimentare la agenți economici de pe raza municipiilor Brad și Deva. În cadrul acțiunii, polițiștii au verificat 71 de persoane juridice, baruri, terase, restaurante, magazine alimentare, cofetării, florării și așa mai departe, toate cu puncte de lucru pe raza celor două municipii, iar pentru neregulile constatate, adică neemiterea bonului fiscal, au aplicat 15 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 168.000 de lei și au confiscat 5.594 de lei, reprezentând sume de bani încasate de la clienți și nefiscalizate pe incase de marcate electronice, informează Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara.